Și în săptămâna 20-26 mai, 600 de polițiști au participat la 14 acțiuni organizate și au intervenit la aproape 300 de evenimente, dintre care 286 au fost sesizate prin 112. Ca urmare a activităților desfășurate, polițiștii au constatat 89 de infracțiuni, 9 persoane au fost surprinse în flagrant, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 10 măsuri preventive. Pot privit compartimentului de relații publice al Inspectoratului de Poliție Călărași pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 823 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de aproximativ 360.000 de, de lei. Cât privește circulația pe drumurile publice, polițiștii rutieri au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație, fiind constatate 13 infracțiuni la regimul rutier. Au fost reținute 47 de permise de conducere și retrase 13 certificate de înmatriculare.